Într-adevăr, Andreea Marin e femeie frumoasă. Cred că asta sunt, suntem de acord cu toții. E frumoasă, e înaltă, e, are prezență impunătoare și denotă, adică trebuie să-i dai respect. Nu mă așteptam să vină Andreea Marin. Chiar a fost o surpriză, chiar surprize cu Andreea Marin. A fost o surpriză frumoasă. Toți am simțit așa o emoție mai puternică. Sincer, astăzi nu mă așteptam să se gătesc pentru Andreea Marin. O persoană pe care eu o apreciez foarte mult. Prin lucrurile care le face, prin stilul ei de femeie, o găsesc o femeie foarte respectabilă, foarte... femeie cu caracter, o femeie care știe ce vrea. O persoană care, după părerea mea, cred că e îndrăgită de foarte mulți români. Wow, când am văzut că intră Andreea Marin în studio, că ea e surpriza noastră, ea, pentru ea vom găti astăzi. Am rămas fără cuvinte, nu știam, ceva de genul, Andreea. A fost o surpriză și pentru noi, făcută de zâna surprizelor. Mi-a plăcut foarte mult, a dat așa o notă de eleganță, cu niște pantofi cu top negri și pantaloni negri cu bluzița un pic de saten, așa, nu știu, era foarte, foarte frumos, mi-a plăcut. Că e greu foarte să alegi, așa e? Foarte greu, foarte greu. Bună seara, de asta seara, bună seara. Aoleu, ce bunătăți, mi-amintesc. Aș vrea să te întreb, ce-ți place ție să mănânci? Din păcate, tot ce-i mai greu, mâncărurile cu sos, mâncărurile moldovenești. Sunt o gurmandă, îmi place să mănânc, pentru că iubesc viața și simți gustul unor mâncăruri bine făcute e o mare plăcere în viață. Dragi concurenți, am să vă rog să veniți alături de noi, să ne vedem mai bine, nu de alta. Vă rog, mai repede, așa mai curiată, măi. Ce faci? Hai, cu curaj! Curaj, pe echipe, așa frumos, să vă pe vedem. Echipe. Dar ce frumoși sunt toți. Da, da. V-ați speriat, Andreea? Încă n-am un început de Parkinson, dar cred că nu o să-mi tremure mâna când o să o servesc pe Andreea Marin. Vă dați seama. Ce place să se mănâncă, Andreea? Ce-l mai bun? Îmi plac tocănițele moldovenești. Se știe, aveți aici un concurență și ai din Moldova. E cineva din Moldova? Cine? Liliana, deci unul, doi. Doi. De la mine de acasă. Deci voi știți că treaba e serioasă acolo, în Moldova. Povestește de tocăniță, dar parfumul ei miroase a vanilie. Da, e o păcăleală. Uite, n-am avut parfum de tocăniță azi, dar aș fi folosit.